Zisa Domnul, ați auzit că s-a zis celor de demult să nu juri strâmb, ci să ții înaintea Domnului jurămintele tale. Eu însă vă spun vouă să nu vă jurați nici cum, nici pe cer, fiindcă este scauna lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternut al picioarelor lui, și nici pe Ierusalim, fiindcă este cetatea marelui împărat. Să nu te juri nici pe capul tău, fiindcă nu poți să faci un fir de păr alb sau negru, ci cuvântul vostru să fie da ce este da, nu ce este nu, iar ce este mai mult decât acestea este de la cel viclean. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Eu însă vă spun vouă, ca să nu stați împotriva celui rău, iar celui ce te va lovi peste obrazul cel drept, întoarce și pe celălalt. Celui care voiește să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Iar dacă te va sili cineva să mergi 1000 de pași, mergi cu dânsul 2000. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dacă săptămâna de după învierea Domnului o numim săptămâna luminată, pentru că, iată, se spune la înviere, veniți, deprimiți lumină, iar lumina aceea este prăznuită, este trăită, este sărbătorită, lumina lui Hristos, nu lumina, ci El care este lumina, o săptămână întreagă în săptămâna luminată, oare cum putem numi noi săptămâna de după pogorârea Duhului Sfânt? Când Duhul Sfânt vine peste Sfinții Apostoli, când ei sunt ridicați la un nivel mult mai înalt decât atunci când a înviat Hristos, pentru că ei s-au îmbrăcat cu putere de sus, iar prasnicul pogorârii Duhului Sfânt este prasnicul cel de după prasnice, o desăvârșire a lucrării de mântuire și desăvârșire a neamului omenesc. Oare cum putem numi această săptămână decât o săptămână strălucită? Mai mult decât luminată, o săptămână strălucită, iubiți credincioși, și strălucitoare, pentru că este plină de Duhul Sfânt, de har, de bucurie și de veselie. Umple de bucurie și de veselie inimile noastre, spunem noi, după ce ne împărtășim cu Sfintele și Preacuratele și toți taine și suntem plini de puterea lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt. Dar, iubiți credincioși, de multe ori am repetat, scopul omului pe fața pământului este dobândirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt vine în inima omului pentru smerenie. Iar smerenia este arta artelor și știința științelor. Duhul Sfânt se mulțește în inima omului și se păstrează pentru iubirea de vrășmași. Dar noi, să știți că de cele mai multe ori, ne axăm pe virtuțile de curățare de patim, pe lucrările care ne împodobesc nouă sufletul, dar nu ne centrăm pe smerita cugetare. Și ca să înțelegeți și mai bine ce vreau să spun, harul Duhului Sfânt, deci, vine pentru smerenia din inima omului. Închipuiți-vă o bucată de pământ foarte bine finisată, arată, mărunțită. Și se pun, iubiți credincioși, mai multe straturi. Pe un strat se pun semințe de usturoi. Se face o gaură, se pune frumos acolo sămânța. Pe alt strat se pun semințe de ceapă. Pe alt strat de morcov, de păstârnac, de toate celelalte și facem aceeași mișcare. Golim, iubiți credincioși, facem o gaură, punem semințe diferite, dar nu-i de ajuns. Pentru că mai trebuie făcută o mișcare care să fie uniformă pentru toate, să acoperim semințele acelea cu pământ, astfel încât să nu fie mâncate de ciori, de păsări. Iubiți credincioși, lucrează și păzește.
pe virtutea și păzește-o prin smerita cugetare. Dacă ai pus sămânța de ceapă, care poate înseamnă postul, sămânța de usturoi, care înseamnă privegherea, le pun așa la întâmplare, altă sămânță înseamnă metanie, alte sămânță înseamnă citirea scripturilor, altă sămânță înseamnă să mergi la slujbele bisericii, altă sămânță înseamnă poate chiar să te împărtășești cu Sfintele și Preacuratele lui Hristos tai. Dacă ai pus toate acestea și nu ai pus peste ele smerita cugetare și smerenia, să le acoperi pe toate, toate lucrările noastre vor fi în zadar. Pentru că harul Duhului Sfânt, iubiți credincioși, nu se dă nici pentru post, nici pentru metanie, nici pentru citirea scripturilor. Harul se dă pentru smerenia care se obține în urma postului. Doar această smerenie atrage harul Duhului Sfânt. Harul se obține pentru smerenia care obține în urma citirii Sfintelor Scripturi. Dar te poți mândri cu postul tău, te poți mândri cu citirea scripturilor, te poți mândri cu rugăciunile cele multe care le faci, te poți mândri că știi psaltirea pe de rost, te poți mândri că repeți rugăciunea lui Iisus și mai pleci și cap așa în mod fățarnic sau poți porți de o barbă mare și crezi că ești cuvios. Te poți mândri că n-ai ratat nicio duminică de la biserică. Te poți mândri că le faci pe toate. Dar o mândrie ascunsă, care este foarte periculoasă, această mândrie alungă harul Duhului Sfânt și de aceea, iubiți credincioși, n-au oameni în ei pace. Ba mai mult, poți să pierzi starea de echilibru pe care o ai și să nu ai discernământul duhovnicesc. Deci, ca să nu lungim cuvântul, în săptămâna aceasta strălucită, mai mare decât săptămâna luminată, fiind sub binecuvântarea Sfintei Treimi și sub marea sărbătoare a cinstirii Sfântului Duh, iată, iubiți credincioși, și prin rugăciune și prin liturghie și prin împărtășire și prin bucatele de dulce toată săptămâna, am adus slavă și mulțumită Bunului Dumnezeu cel întreime slăvit. Dar cea mai mare mulțumire o putem aduce în Euharistie, în liturghie, lui Dumnezeu, când ne împărtășim cu Sfintele și Preacuratele lui Hristos tai. Dar totuși bucuria nu este deplină pentru că atât preoții cât și creștinii nu înțeleg anumite nuanțe din învățătura bisericii și din rugăciunile bisericii, din tradiția bisericii, ci ce se centrează pe o parte care blochează lucrarea, nu pe partea care te pune în lucrarea duhovnicească. Uitați-vă, frățile voastre, la rugăciunea care se spune în timpul Sfintei Liturghii sau la rugăciune din părtășanie sau la canonul de Sfânta Împărtășanie. Învrednicește-ne să ne împărtășim având cuget curat, cucerește și înfricoșătoarele taine aceste sfinte duhovnicești mese. Să ne împărtășim cu cuget curat după ce ne-am spovedit și ne-am împăcat în sinea noastră cu Dumnezeu și cu aproapele nostru. Dacă nu te-ai împăcat cu fratele tău, lasă darul tău la altar, du-te și te împacă cu el și apoi vină și te împărtășește ca să ai cugetul curat. Și te împărtășești cu acest cuget curat, cu Sfintele și Preacuratele lui Hristos taine și spuneți spre lăsarea păcatelor. Deci păcatele se curățesc în sângele Domnului, împărtășindu-ne cu trupul și sângele lui Hristos. Spre iertarea greșalelor, vedeți că sunt păcate și greșale. Apoi spre împărtășirea cu Sfântul Duh. Deci noi împărtășindu-ne cu Sfintele taine, iată că le luăm spre împărtășirea cu Sfântul Duh care a venit la pogorârea Duhului Sfânt și spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăsnirea ce către tine, Bunule Dumnezeu. Și la final, după atâtea cereri, iubiți credincioși, de bunătate, de binecuvântare, spunem, Doamne, și nu spre judecată sau spre o sândă, să ne fie nouă. Ce fac preoții, iubiți credincioși? Înfricoșează. Ce fac preoții? Sperie, amenință. Îl pun în fața credincioșilor pe Hristos, pe Bunul Dumnezeu, ca un stăpân nemilos, înfricoșător, care mustră, ceartă, pedepsește, osândește, de nu mai are curaj omul să se împărtășească. Și când vine, îi se dă un firicel așa de împărtășanie,
de parcă nu știi dacă ai ceva în gură sau nu ai luat. Dar acolo se spune să se umple gurile noastre, biscericioși, și de laudă și de împărtășanie. Și se spune nu spre judecată sau spre osândă. Ce fac preoții? Accentuează doar acest cuvânt. Să nu-ți fie ție spre osândă. Să nu-ți o iei spre osândă. Nu cumva să te împărtășești spre osândă. Și atâta accentuează pe acest cuvânt, încât nu se mai împărtășesc săracii creștini de frică. Dar n-ar fi zis, vezi dacă te împărtășești, te umpli de Duhul Sfânt. Vezi dacă te împărtășești, te-ai curățat de păcate. Vezi dacă te împărtășești, o iei spre moștenirea împărăției cerurilor. Vezi dacă te împărtășești, o să ai îndrăsneală către Hristos. Nu accentuează pe toate acestea, ci doar pe un cuvânt. Nu cumva să-ți o iei spre osândă și pe acest cuvânt ei au o scuză pentru conștiință și omul îngrozit nu se mai împărtășește, pentru că spune acolo, nu spre osândă. Dar mergem mai departe, biscuidincioși, în liturghier și spune această strigare cu glas mare și ne învrednicește pe noi, stăpâne al cerului și al pământului, cu îndrăsnire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată. Noi să trecem de la starea de slugi față de un stăpân, la starea de fii față de Tatăl cel ceresc, și să te chemăm fără de osândă și să zicem rugăciunea Tatăl nostru. Dar ce ar fi dacă am accentua și am spune, auzi ce spune acolo, fără de osândă, nu mai zi Tatăl nostru. Ai auzit ce spui acolo? S-ar putea să iei rugăciunea Tatăl nostru cum nu trebuie în inima ta și să o iei spre osândă. Nu mai zi Tatăl nostru. Pe același mecanism de gândire, iubiți credincioși, negativist, pesimist și drăcesc, cum se spune la împărtășanie, am putea extrapola la rugăciunea Tatăl nostru și să zicem, nu mai îndrăzni să ziceți Tatăl nostru, dacă nu v-ați așezat în starea de fii și sunteți sluși netrebnice. Dar fiecare dintre noi suntem în fiecare zi ori robi, ori năimiți și mai puțin fii, pentru că facem lucrurile lui Dumnezeu ori pentru plată, ori din frica iadului, dar nu facem din iubire și din libertate. Și atunci, dacă nu ești în fiecare clipă în starea de fiu, nu ești în stare să zici Tatăl nostru. Și te-am putea îngrozi și pe varianta aceasta. Înțelegeți, iubiți credincioși, că Domnul ne-a ridicat la starea de fii. Fiul îndrăznește către Tatăl său. Fiul este cuprins de bunătatea, de mila, de iubirea Părintelui Ceresc. Fiul stă în casă, sluga stă afară. Fiul este chemat la împărtășirea cu Sfintele și Preacuratul lui Hristos, taine, ca să mănânce din ospățul Tatălui Său, la cina Tatălui Său, în casa Tatălui Său, spre iubire, spre desăvârșire, spre împărăția cerurilor. Deci poziționați-vă în fața lui Dumnezeu, în Duhul Sfânt, ca fii iubitori, iar dacă suntem mai neputincioși, mai nepăcătoși în anumite momente ale vieții noastre, dar noi să credem cu toată tăria că Dumnezeu ne iubește mai mult decât iubim noi, că Dumnezeu trimite pe Fiul Său și se jertfește mai mult decât vrem noi să jertfim pentru Dumnezeu, și dacă jertfește pe Fiul Său, chipuiți-vă voi cât de mult dorește ca noi să ne împărtășim. Aceasta arată iubirea nesfârșită al lui Dumnezeu față de oameni. De aceea îndrăsniți-vă, credincioși. Îndrăsniți în săptămâna aceasta de bucurie, chiar dacă ați mâncat de dulce, cei care ați înțeles mesajul care l-a spus zilele trecute, este o săptămână de bucurie, puteți mânca bucatele de dulce și să treceți peste greșelile tipiconale ale unora care nu înțeleg, chiar dacă sunt undeva mai sus în sinod și au scris în calendar. Treceți peste aceasta, îndrăsniți și împărtășiți-vă cu Sfintele și Preacuratele lui Hristos taine, astfel încât toate ostenelile noastre, din care am dobândit merita cugetare și care ne dau nouă îndrăsnire către Bunul Dumnezeu, să ne îndrepte către împărtășirea cu Sfintele și Preacuratele lui Hristos taine, astfel în această săptămână, poate mai mult ca oricând, o săptămână strălucită, noi să participăm la liturghie, să ne împărtășim continuu cu Sfintele și Preacuratele lui Hristos taine. Amin.